Liceul teoretic Mircea Eliade a organizat un concurs cu genericul Eliadeștii au talent. Fie că au darul de a cânta, dansa, desena, toți participanții au ajuns învingători. Scopul evenimentului a fost de a uni elevii și de a le arăta că fiecare este talentat și unic în felul său. Carlos Roșca are 7 ani, iar de 4 ani cântă. Elevul spune că are mai multe talente. Mi-am descoperit talentul și m-am mai dus și la dansuri și am descoperit mai multe talente, și șacul, și dansurile, și notător, și să not, să învăț. Și așa mi-a plăcut foarte mult. Așa că am dorit să merg la toate activitățile. Și le reușești pe toate? Da, pe toate le reușesc. Acum îți reușești? Dacă doresc, tot reușesc. Nu există un lucru care să nu-mi placă. Chiar niciunul? Da, chiar niciunul. Sunt un băiat de astea care îmi place totul. Și să faci lecțiile? Da, să fac lecțiile, mai învăț. Dacă mergi la școală, tot îți place? Da, iubesc foarte mult pentru că adun multă informație în creier. Un alt eladist cu un talent absolut deosebit are darul de a recita poezii. Și așteptăm o pâine din import, când bietul om s-a prăbușit sub prețul și sufletul el. Această poezie, mea, cam după metoda mea, mi-a luat 10 minute. Dar care este metoda ta? Înveți o strofă, o înveți pe a doua și le spui pe amândouă. O înveți pe a... adică o citești, o spui fără carte și o ai învățat-o pe a treia. Știu peste 1000 de poezii. 1000 de poezii. Dar când reușești să le înveți pe toate? Păi, când am timp liber, mă pun în pat, iau o cărțulică și încep să învăț o poezie. Adică aleg mai întâi poezia care îmi place, care e patriotică, de suflet, de neam, de țară. Aceste poezii mie îmi plac, de această categorie. Ca părinții, misiunea noastră e de a găsi ce iubește copilul și să dezvoltăm acest talent. Cătălina Beldică are 13 ani și este pasionată de robotică. Eleva a reușit să realizeze câteva programe și spune că nu se oprește aici. Dacă scoatem firul și să o conectăm, păi acesta ne detectează dacă este gaz în apropiere. Deoarece acesta îmi place să realizez acești roboți și să văd cum vin la viață prin programele mele, prin ceea ce fac eu. De exemplu, aici nu s-a arătat, dar aici am cele două programe care le-am făcut pentru roboți. Părinții sunt mulțumiți că un asemenea eveniment pune în valoare talentul fiecărui copil. Copiii au nevoie de apreciere și nu doar aprecierea părinților. Ei, munca lor trebuie răsplătită și prin astfel de evenimente. Toți copiii au câte un talent, doar că unii îl descoperă mai devreme sau alții mai târziu, dar oricum toți sunt talentați, toți au câte un talent, stă undeva acolo ascuns și trebuie să-l descoperim. Organizatorii concursului de talente al Liceului Teoretic Mircea Eliade spun că scopul lor e de a trezi acea vocație pe care fiecare copil o are, dar poate nu a descoperit-o. De ce și elediștii să n-aibă talent? Pentru că avem niște copilași destul de talentați, în general ar spune tinere vedete. Una, să-i unesc, al doilea, eu vreau ca ei, copiii, să se manifeste în ceea ce le place lor mai tare. Și asta este foarte important. Foarte mulți copii cu foarte frumoase rezultate. La vârsta lor, cu unii, chiar eu mă întreb, ce va face peste 2 ani, peste 5 ani, peste 10 ani, fiindcă ei sunt talentați.